îngroașă acest mușchi al inimii. Se îngroașă înseamnă că inima depune un efort mult mai mare pentru a trimite sânge către organe. De aici aruncă sângele aici și se duce după aia în tot corpul. Ventriculul stâng este pompa inimii. Dacă presiunea sângelui e prea mare, vorbim despre hipertensiune. Pereții inimii se îngroașă ca să se adapteze. Adaptarea, din păcate, înseamnă până la urmă incapacitatea inimii de a funcționa corect, adică insuficiență cardiacă. Ce rol are sarea în acest proces? Sarea reține apă în corp. Dacă reține apă în corp, crește volumul de sânge și crește presiunea în artere. Pe lângă faptul că trecea sângele cu putere în țevi, în artere, acum trece și mai mult din cauza cantității. Volum mare al sângelui în circulație, plus presiune uriașă în artere, vasele care conduc sânge oxigenat de la inimă la țesuturi, cele care fac ateroscleroză, locul unde apare accidentul vascular. Ne uităm la pacienții hipertensivi care nu știu de boală, pentru că nu își măsoară tensiunea, ori nu își iau tratamentul zilnic. Tratamentul se ia toată viața. Un hipertensiv netratat nu poate să elimine în mod normal sarea din interiorul organismului. Acest sodiu ajunge să intre în peretele vasului. Iar odată intrat acolo în peretele vasului, declanșează un alt proces. Peretele vasului de obicei este îngroșat și el nu mai este cum era la început, prima când tunică. Nu exista exact hipertensiune. Și atunci el are tendința să țină sodiul acolo în perete. De aceea se auto-întreține cumva. Adică să auto-întrețină o cantitate mare de apă în organism.